Evocăm astăzi, 9 mai, un eveniment deosebit în istoria poporului român, o sărbătoare cu triplă semnificație. Primul eveniment se referă la sărbătorirea 136 de ani de la câștigarea independenței de stat a României, act consfințit în acea zi prin vocea ministrului de externe Mihail Cogălnicianu, care declara, citez: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă. Am încheiat citatul. Cel de-al doilea eveniment se referă la sărbătorirea a 68 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în anul 1945 de către Coaliția Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. Și nu în ultimul rând, cel de-al treilea eveniment cu însemnătate istorică pe care îl evocăm astăzi se referă la sărbătorirea a 63 de ani de la constituirea în 1950 a punctului de pornire a construcției europene.